Salutare, sunt eu, Steve Hatoros, și am venit cu un tutorial practic legat de parolele dumneavoastră. Pe GTA-ul meu, mulți își fură parolele. Foarte, foarte mulți. Și parolele sunt furate deoarece jucătorii, victimele, nu știu să-și facă o parolă bună. Mulți jucători au parola ca parolă sau parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mai adăugăm 7, 8 dacă vreți. După aia mai au o parolă des folosit numele lor. După aia secret și toate beliturile astea, vă apare o listă în descriere cu cele mai des folosite parole. Și pe descriere și dacă dați click pe video. Pe lângă asta, încercați să vă faceți o parolă foarte greu de găsit. În primul rând, parolele pe care le puneți pe Facebook. Parolele legate de lucrurile pe care le puneți pe Facebook. De exemplu, școala care ești, numele tău, ceva de genul, data la care te-ai născut. Nu-ți spune. Nici cuvintele din dicționar nu sunt recomandate, dar foarte, foarte recomandate față de astea. În al doilea rând, nu intra pe serverele lor, că îți vor fura parola. Dacă vrei să intri și să fii sigur că nu-ți fură parola, pune o parolă care să n-aibă legătură cu parola ta de pe server. De exemplu, dacă tu ai parola, să zicem, e o parolă de căcat, deci să nu o folosiți pe asta, pui pe serverul ăla parola, nu pui parola 1, nu pui parola 1, cu el șterge parola 1 și gata. Pui gen, muiță ție. Să zicem asta. Na. Alt lucru pe care vreau să vă arăt e că parola este crecuită aproape instant. La fel și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și hack și ia hack cât e 3405, după aia și boss și după aia șmecher și toate căcaturile astea. Foarte puțin ar dura. Hai să ne gândim la o parolă bună. Ai o, să zicem, un coleg în clasă cu care nu te împaci. Să-i spunem... ce nume să-i pun? Ion. Uite, Ion. Îl scrii cu numere mare, Ion. Vedeți cum... Dacă era, să zicem, Maria, puneați ceva gen așa. Deci, o literă, două litere din acel nume să fie cu caps. Le țineți minte voi. Spunem da, hai să spunem Maria. Că asta e mai bine explicit. Bun, apoi puneți niște numere. Să zicem că puneți ultimele trei cifre din anul în care v-ați născut. Nu vă puneți numele ăsta. Puneți la părinții voștri. Să spunem că mama ta s-a... Nu știu. Mama ta s-a născut în 1993. Pui 993. După aia pui să zicem... Numele celor mai buni prieteni. Adi, să zicem. Îl scrii iar cu data asta cu o literă mică, la final cu literă mare. E mult mai ușor, dacă vă dați seama că numai eu e cu caps, vă dați seama foarte ușor care e chestia asta. După aia, să zicem că Maria 993 îl folosim pentru majoritatea site-urilor. După aia Adi ăsta îl folosim, Adi, să zicem, 2 îl folosim pentru site-urile mai importante și să spunem aici la nimereală. Ăsta puneți pentru site-urile cele mai importante. Această parolă Maria 993 ADI2 GHX, dacă o punem aici în How Secure is Your Password, a să vedeți că e foarte, foarte bună. Uitați cât ar dura. Și dacă vreți, puneți un alt 3. Gata. Nu mai poate. Vedeți? Gata. Nu mai are cum să vă apre parola.
Da, deci e serioasă chestia asta. Deci, dacă vreți, puneți-vă o inimioară din asta la final și nu a să-și dea niciodată seama de parola dumneavoastră. Nu trebuie să aveți cele mai bune parole, dar asta e perfectă. Trebuie să ne gândim și cât de serios ești. Deci, nu pune aceeași parolă în locuri. Da, asta pe primul rând. În al doilea rând, încearcă să nu da partajare. Și eu am belit-o, credeți-mă. Și numai că aveam o parolă de căcat, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și în al treilea rând, asta e a treilea lucru pe care vi-l zic. Bun, cam asta a fost tot. Și vă rog să vă uitați și la linkurile pe care vi le-am pus în descriere, pentru ca să vă ajute extrem, extrem de mult în alegerea parolei dumneavoastră. Testați-vă parola, uitați-vă dacă nu sunt în listele celor mai dese folosite parole românești. Uitați-vă la How secure is my password, să vedeți dacă parola aceea nu e folosită. Chiar dacă How secure is my password e pentru lucruri în englezești, cuvinte englezești și posibil să nu meargă chiar așa de bine. Și în al treilea rând, încearcă, doar încearcă să găsești situații în care să nu găsească nimeni parola. Pentru că parola ta va fi foarte importantă și trebuie să ai grijă de ea. Cam asta a fost tot pe azi. Și vă mulțumesc!